Bine ați revenit la întrebarea săptămânală. Să revedem ultima întrebare. 6 plicuri conțin bani. În 2 dintre ele se găsesc câte 100 de lei. În 2 câte 200 de lei și în 2 câte 300 de lei. Cineva plasează aceste 6 plicuri, câte 2, în 3 cutii de carton. Să le spunem cutia A, cutia B, respectiv cutia C. Și aceeași persoană scrie pe fiecare cutie o afirmație, având grijă ca numai una din cele trei să fie adevărată. Afirmațiile sunt următoarele. Pe cutia A scrie: plicurile care conțin câte 100 de lei se găsesc în cutiile A și C. Pe cutia B scrie: plicurile care conțin câte 300 de lei se găsesc în cutiile A și B. Iar pe cutia C scrie: plicurile care conțin câte 200 de lei se găsesc în cutiile B și C. În cutia pe care este scrisă afirmația adevărată se găsesc mai mulți bani decât în fiecare din celelalte două cutii. Dacă știți care este acea cutie, ca premiu puteți să păstrați banii din ea. Pe care cutie o deschideți și câți bani câștigați? Să începem cu câți bani putem câștiga, odată pentru că e întrebarea mai ușoară și apoi pentru că această informație poate ne ajută să găsim și celălalt răspuns. Este evident că dacă într-un plic se găsesc doar 100 plus 100, adică 200 de lei, sau 100 plus 200, adică 300 de lei, plicul n-are cum să conțină mai mulți bani decât oricare din celelalte două. Dar dacă conține 400 de lei, adică 100 plus 300 sau 200 plus 200, să luăm cazurile pe rând. Dacă conține 100 plus 300, restul banilor pot fi distribuiți în cele două feluri pe care le vedeți în desen. În niciuna dintre distribuții, plicul cu 100 plus 300 lei nu conține mai mulți bani decât oricare din celelalte două. Trebuie să conțină mai mulți, nu aceeași sumă, așa spune întrebarea. Înseamnă că un plic poate conține mai mulți bani decât oricare din celelalte două, doar dacă conține 200 plus 300, adică 500 de lei. De fapt, se poate ajunge mai ușor la concluzia aceasta. În total sunt 300 plus 300 plus 200 plus 200 plus 100 plus 100, adică 1200 de lei. Dacă punem într-o cutie 400, rămân 800. Pe care nu avem cum să-i punem în două cutii, în așa fel încât în ambele să fie mai puțin de 400 de lei. Dacă într-una punem mai puțin de 400, în cealaltă vor fi mai mulți de 400, pentru că în total au rămas 800 de lei. Dar dacă punem 500 de lei într-o cutie, rămân 700 de lei, iar 700 pot fi distribuiți în două cutii, în așa fel încât în ambele cutii să fie mai puțin de 500 de lei. Așa că am răspuns la prima întrebare. În cutia câștigătoare trebuie să fie 500 de lei. Nu putem câștiga mai puțin, dar trebuie să și găsim cutia în care se găsesc cei 500 de lei. Să considerăm întâi că afirmația scrisă pe cutia A este cea adevărată. Ea spune că plicurile care conțin câte 100 de lei se găsesc în cutiile A și C, așa cum vedeți în desen. Pe cutia B scrie: plicurile care conțin câte 300 de lei se găsesc în cutiile A și B și această afirmație trebuie să fie falsă. Așa că plicurile care conțin câte 300 de lei pot fi în cutiile A și C și atunci avem această distribuție a plicurilor, sau în cutiile B și C și atunci avem această distribuție. Însă pe cutia C
Scrie plicurile care conțin câte 200 de lei se găsesc în cutiile B și C. Și această afirmație trebuie să fie și ea falsă. Așa că aceste plicuri se găsesc sau în cutiile A și C, dar după cum vedeți, acest lucru nu este posibil în distribuțiile permise de celelalte afirmații, deoarece în fiecare din ele cel puțin una dintre cutii conține deja două plicuri, sau în cutiile A și B, lucru posibil, și ajungem la distribuția pe care o vedeți. Deci dacă afirmația scrisă pe cutia A este cea adevărată și celelalte două sunt false, trebuie să avem această distribuție. Dar în această distribuție, suma cea mai mare nu se găsește în plicul A, așa că presupunerea că afirmația A este cea adevărată nu corespunde cerinței ca această afirmație să se găsească pe cutia care conține cei mai mulți bani. Vă las să repetați raționamentul pentru cazul în care afirmația de pe cutia B ar fi adevărată și veți vedea că, din nou, distribuția plicurilor se face în așa fel încât nu cutia B conține suma cea mai mare. Acum să vedem cazul în care afirmația de pe cutia C este adevărată. Aceasta spune că plicurile care conțin câte 200 de lei se găsesc în cutiile B și C. Afirmația de pe cutia A spune plicurile care conțin câte 100 de lei se găsesc în cutiile A și C. Dar acum această afirmație trebuie să fie falsă. Așa că plicurile cu câte 100 de lei se găsesc sau în cutiile A și B, ceea ce duce la această distribuție a plicurilor, sau în cutiile B și C, ceea ce duce la această distribuție. Iar afirmația de pe cutia B spune plicurile care conțin câte 300 de lei se găsesc în cutiile A și B. Și trebuie să fie și ea falsă. Așa că plicurile cu câte 300 de lei pot fi sau în B și C, lucru imposibil deoarece este interzis de configurațiile permise de celelalte două afirmații, sau în A și C, ceea ce este posibil și duce la această distribuție a plicurilor. Și de data asta, afirmația adevărată se găsește pe cutia care conține cei mai mulți bani, așa că aceasta este soluția, trebuie să alegem cutia C și vom câștiga 500 de lei. Să vedem cine a reușit să găsească răspunsul corect. De mult o întrebare legată de o cursă de alergare între trei persoane, Andrei, Bogdan și Cristi. Este vorba despre întrebarea cu numărul 29. Dacă n-ați văzut videoclipul, găsiți linkul în descriere. E o întrebare interesantă care îi derutează pe mulți. Azi va fi o întrebare mai ușoară, în care va fi vorba din nou despre o cursă de alergare, de data asta între două persoane. Așa că azi aleargă doar Andrei și Bogdan. Cei doi aleargă 100 de metri, dar Andrei este mult mai rapid și termină cursa cu 10 metri avans. După ce se odihnesc un pic, Andrei spune cam așa: hai să facem cursa mai interesantă. Ca să egalăm șansele, îți dau un avans de 10 metri. Voi pleca dintr-o poziție aflată cu 10 metri în spatele liniei de start. Presupunând că în cele două curse cei doi aleargă cu viteze constante și că viteza cu care aleargă fiecare în cursa a doua este aceeași cu viteza pe care a avut-o în prima, cine va câștiga acum cursa și cu ce avans? Succes în găsirea răspunsului pe săptămâna viitoare!